Doamnelor și domnilor senatori, în primul rând vă mulțumesc că mi-ați permis mie ca simplu deputat să pot să susțin în fața dumneavoastră acest proiect de lege al cărui inițiator sunt. Este vorba de o lege privind eliminarea unor taxe, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative. Cred că toți vrem ca România să fie un stat puternic, dar un stat puternic este, în primul rând, un stat în care românii au încredere. Și, ne place sau nu ne place, dar asta este realitatea, birocrația este, alături de corupție, principala cauza neîncrederii românilor în statul lor. Până acum au fost foarte multe discuții despre debirocratizare. Toate guvernele au vorbit de debirocratizare și nu bănuiesc niciun guvern de rea credință. Cred că toți au dorit să înceapă un proces real de debirocratizare. Din păcate, până acum, au rămas doar dorințe. Câteva critici la programul de guvernare prezentat de PSD, comparativ cu soluții pe care le are Partidul Național Liberal. Pentru început, câteva afirmații. Toată lumea știe, toată lumea de bună credință, știe că PSD de mai mulți ani de zile a avut, are majoritate în Parlamentul României. Deci, în consecință, orice măsură pe care ar fi dorit să o ia, putea fără niciun fel de probleme să o treacă prin Parlament. Deci, cu alte cuvinte, toate măsurile pe care acum le aruncă pe piață puteau fi luate, dacă dorea cu adevărat acest lucru, până acum, dacă nu, este o simplă șmecherală electorală, o minciună tradițională a PSD și e mare păcat ca cineva să aibă încredere că PSD e capabil să facă ceva bun pentru o țară. Al doilea lucru. Noi, PNL-ul, nu ne aflăm într-o competiție de oferte electorale cu PSD-ul. Cine dă mai mult? Dimpotrivă, noi încercăm să le spunem oamenilor, și sper ca și dumneavoastră să ne ajutați, că în oferta noastră electorală, în programul nostru de guvernare, sunt numai lucruri care pot fi realizate, care pot fi făcute.